Vizita mănăstirii Hâncu a fost astăzi neîncăpătoare. Sute de creștini din toate colțurile țării au venit pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Sfânta Parascheva este ocrotitoarea Moldovei. Îi rugăm ca să ocrotească poporul, să ne ajute în toate cele bune. Eu am fost cu mulți ani în urmă, dar acum biserica e super. Pentru ce v-ați rugat? Pentru Domn, pentru Maica Parascove. La hram au fost peste 150 de preoți, unii au venit din Ucraina. Slujba a fost oficiată de câteva zeci de fețe bisericești, între care Mitropolitul Moldovei Vladimir și Mitropolitul Odesei și al Ismailului Agafanghel. Tot astăzi a fost sfințit altarul bisericii din subsolul Catedralei Sfântul Petru și Pavel. Cei de la mănăstire s-au pregătit de hram ca la carte. Biserica a fost decorată cu flori albe, iar în curte a fost improvizată o uriașă colivă din fructe și dulciuri. Pentru mănăstirea Hâncu este un an jubiliar, s-au împlinit 20 de ani de la redeschiderea mănăstirii. La hram au venit și oficiali, premierul Vlad Filat și ex-președintele Mircea Snegur. Mănăstirea Hâncu a fost construită în urmă cu 335 de ani, fiind inițial un schit. Aceasta a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. În perioada sovietică, mănăstirea a fost transformată în sanatoriu, club de distracții și depozit. Din 1992 aceasta a început să fie renovată.